La numai câteva zile de când a fost închisă de către inspectorii antifraudă, hala de carne din Târgu Jiu a fost redeschisă. Administratorii halei au găsit o variantă legală pentru reluarea activității acestuia, trecând locația pe o altă firmă. Imediat ce a fost redeschisă, hala a fost luată cu asalt de cumpărători. Unul dintre administratorii halei de carne, Costel Bicheru, a declarat că speră că odată cu redeschiderea acesteia, clienții vor fi mulțumiți, dar și vor veni în număr cât mai mare. Am redeschis hala de carne din piața centrală pentru a reda consumatorilor gorjenii calitatea și prospețimea cărnii pe care o știu de foarte multă vreme, ținând cont de faptul că este de știut că comercializăm carne autohtonă. În următoarea perioadă sperăm ca să vânzările să fie pe măsură, ținând cont de sărbătoarea pascală pe care o așteptăm. Clienții prezenți astăzi la redeschidere au spus că locația respectivă este singura în care au încredere. Sunteți mulțumit că s-a redeschis hala de carne? Foarte mulțumit și îmi pare bine că s-a deschis hala de carne pentru că numai de aici cumpăr. Sunteți mulțumit că s-a redeschis hala de carne? Da, bineînțeles. Hala de carne din piața centrală fusese închisă în urmă cu o săptămână pe o perioadă de 30 de zile, după un control al ANAF.